E un joc pe care noi îl facem aici, se numește Jocul Imitaților, că ăștia mai suntem, unde mai imităm, mai... Ce să faci mai... Într-o căciulă de data asta... Da, avem aici într-o căciulă niște bilețele și tu o să tragi un bilețel și o să încerci să imiți fiecare dintre noi, da, mă rog, în afară de Bogdan care a cerut time-out aici, că și el nu prea știe să imite. Băi, eu nu știu. Eu pot foarte, să imit. Foarte lame, la modul... Wow. Și noi. Știi de unde... Sper. Păi, ca să vedem care e mai lame, ăsta e concursul, de fapt. Hai, eu aici, da, cu premium. Chestia asta, să știi, Sergiu, a pornit din faptul că noi discutam ieri și ne gândeam că nu te-am auzit niciodată vorbind cu accent de bucureștean sau te-am auzit numai cu accentul tău de moldovean și ne gândeam cum ar suna Carlos Dreams în alte voci. Vorbind altfel, da. Vorbind altfel, așa că ia-ți mânuța plină de machiaj și pune-o aici în căciuliță. Pă dracu. Extrage. Pă, Doamne. E sigură personalitate pe care o cunoști. Stai liniștit. Adică toate sunt la fel. Toate la fel. Ce ți-a picat? Cat to the chapa. Cat to the chapa. Bun. Cat to the chapa. Arnold Schwarzenegger. Bravo, hai că a fost bine. A fost bine. Eu nu ți-a bagă și tu mâna în căciulă. Hai, Ionuț, ia vezi ce spui. Dacă tot bravezi aici... Să vedem, am extras un bilet. Eu vreau să văd, tu zine întâi... Nu ne zici nimic, tu imită, să vedem dacă ne prindem. Păi după ce că nu ești panic, mai ești și urâtă. Eram Chielu. De ce n-ai zis, te vrea să ghicești? Chielu, m-am gândit un pic la Chielu. Da, ai vorbit frumos, mă. De ce n-ai făcut așa? Că nu se vede la radio. Și cu ochii mici, așa. Hai, bagă mâna în căciulă, șurubelia. Am extras. John, deci sunt atât de fericit, John. Băi, fii atent, m-am trezit de dimineață. Era fric, dar nu mi-a păsat, John, pentru că eu sunt oricum bine făcut. Că oricum am fost și la sala dimineața. Am fost a făcut cumpărături. Am ajutat niște oameni, am trecut niște bătrânețe. Ce mai face mama? Mamușca e bine de tot. Am alergat acum prin Asia. Eu știu cine ești. Cine ești? Ești Dorian Popa în vloguri. Dorian Popa, nu? Cel mai fericit om posibil. Hai mă să vedem ce îmi pică și mie. Stați. Hai că și-a făcut curaj Bogdan. Păi dacă v-am zis pe voi cât de praf sunteți, am zis că pot și eu. Mai rău n-are cum să nu ne spune ce e. Cât de grav poate să fie? Ia, hai. Sunt efectiv bucuros să-l aud în dimineața asta pe Carlos Dreams la Draghi? Virgin Radio. Ești Ionuț Rusu? Nu. Ești Ionuț Rusu făcându-l pe Klaus Iohannis. Sunt Klaus Iohannis, da, bravo. Este rândul lui Sergiu iarăși, nu? Da. Sergiu Iacciula. Iacciula. Carlos Dreams. Nu mai fă așa, la modul... Nu, e total pe alături. Nu, 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 mă scuze, n-am vrut. Ia. Ia ce ți-a picat. Te rog. Deci, Virgin, aici tu, telespectator. Eu? Demascarea Carlos Dreams, anul nou. Aoleu! Anul nou, aici. La Antena 1. Cine e? Stimați telespectatori, liniște. Mă rog, radio... Așa, ascultă-te. Liniște. În momentul ăsta. Aici. Au! După publicitate. Da. Gata, eu știu, ești Dan Negru. Ești Dan Negru și pe față. Ești chiar Dan Negru. Dan Negru pe față. Ești negru. Hai, șurubele. Șurubel. Gândul meu. Loteria bilețelelor. Ia. Și strigă Veta! Mi-ai stricat iuveta! Găsește-mi loc în dimineața ta! Mană, e absolut penibil fără acțiune. Nu, e, da, n-ai cum... Să dai din corp. S-o facem la tăi! Încă o dată! Bine! Să vei de toate până mod! E așa? E rândul tău! Ștefan Bănică Junior, super! Oameni buni! Ionuț, hai că mai avem două bilețele. Eu nici nu mai extrag, eu primesc sentința, practic. Da, deci, din ce am înțeles, se zice că domnul Connect se duce la Vale direct. E cauză și efect. Dar nu mai știu versurile aici. Eram conector, am zis din prima, da, nu știu de ce am zis chiar din prima că e conector. Da, de ce m-am flipen, mama scapă de principii. Băi, ce s-a întâmplat cu rap non? Ce s-a întâmplat cu astea de le știm și noi, muritorii de rând? Da. John, e prea cald, John. E prea cald, John. Bine, hai, dăm și mie ultimul bilețel rămas în căciulă. Ia. Dar cum a rămas ăsta ultimul? Da, mă, ia, Bogdane, hai. Hai să vedem. Mama, dar e greu, nu pot să fac personajul ăsta. Hai, încearcă. N-am cum. Hai, spune-ne ce simți. Spune cum o cheamă.
Nu, e foarte greu. Hai de făcut. Haide-mă, deci, îmi dau seama cât de puternică. Bogdan, deci personalitatea asta e atât de puternică încât e greu de reprodus. Că un singur om poate să facă. Hai, încearcă. Hai, încearcă. Un singur om poate să vorbească așa despre lucrurile pe care le simte în general. Și să le așeze atât de frumos într-o piesă și să nu-și arate față. Iară conector. Eu am zis că e Denis. Arată-i bilețelul. Este vorba despre... Iau ce, băieții de la Carlos Dreams. Băieții de la Carlos Dreams. Foarte frumos. Hai că m-am apropiat 5%, dar n-are nimeni cum să-l facă. Vreau să știți, dragi oameni, că a sunat Bendeac și a râs 10 minute la telefon de cum ați imitat voi aici, ca să știți. Da, e ok. Avem da? Deci, intrăm deci, în... Deci, nu, na, nu mai mergem, dar am vrut să mergem în emisiune. N-am putut. Asta e. Asta este. Oricum Bendeac strică emisiunea. Da. Bine. Ai voie să zici asta prin contract? Nu știu, da. Eu n-am contract. Eu n-am contract cu Bendeac. Bendeac e toată România, știi, e cel mai de lipsit de talent actor. Nu are absolut niciun haz. Asta de obicei comentez eu la videourile lui, tu ești la? La pui mei. Lasă-te, lasă-te. Și apoi fac o poză și îi transmit un mesaj de cum? Uite ce scrie lumea. Uite ce scrie lumea. Lasă-te. Lasă-te.